data, lume, sunteți pregătiți să ne căcăm pe... De fapt, doar eu să mă cac pe mine. Astăzi, bine, e al treilea videoclip pe ziua de azi. Ora asta o să jucăm Layers of Fear DLC-ul, că eu deja am jucat partea originală. Voiam să joc cu lumina stinsă, dar după aia nu mă mai văd. Sau dacă mă văd, mă văd numai purici și nasol. Ah, da. Am jucat... Nu prea mai țin minte ce am făcut, deci... Hai să zicem că nu se pune. Am jucat... am și filmat, dar nu mi-a plăcut cum a ieșit. Că le duce în beci. Fix în beci voiam să mă duc. Sincer, nu prea mai știu despre ce era jocul ăsta. Ceva cu un pictor, cu o sosie și niște copii. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling. Dar ce se aude așa tare? Mamă, frate, joci cu căștile. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Sper să nu mai cad, cum făcea episodul trecut. N-am fost foarte atent la ce a zis. Sickness, insanity and death were dangers that surround my credo for my life. Eduard Munch. Cine e Eduard Munch? Nu știu cine e Eduard Munch. Wow. Flashlight. A, da. Hai să vedem ce avem de făcut. Ce să stai, pot să le iau? E o cheie. E o periuță. Ok. Știu că ăștia sunt pașii mei. Na, sunetul ăsta sigur nu sunt pașii mei. Sunt destul de sigur că e o vioră. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Eu văd care geam, cum adică? Bă, mă sperie, de ce? Băi, cum mi-aud singur pașii. Am înțeles, o observ roșie. Ce mă ajută asta? Bă, da, du-te dracu cu pașii tăi. Scrisoare. Aole, mult prea lungă. Cred că prima oară am citit-o, dar... Acum nu am răbdare. Uite o cruce. Vedeți la ce aduce credința în Dumnezeu la asta. Wait. Deci asta e în viitor? Nu înțeleg. Bă, cred că mi-am inter... Ok, poate nu, de asta nu mi-am amintit, vreau să zic că mi-am amintesc. Știu că aici o să se întâmple ceva nasol. What? Poftim? Cred că doar lumina albă m-a speriat, sincer. Mai ales că era întuneric. Ce prost ești. Ce prost ești. Oh, God damn it. Why can't I remember? Prost, poți mă miș? Never to come down here. No. De ce era vina ei? Pot și eu să înțeleg, domnule nervos? Da. Stai, trebuie să caut ceva pe aici? Că... Sau să nu mai vin. Ce simpatic. Am înțeles. Nu mai dorm la noapte. What's wrong with this thing? De ce? De ce? De ce s-ar strica lumina? Nu înțeleg. Este peste capacitatea mea de înțelegere. Și aici ai amintiri. Câte amintiri ai? Trebuie să mă mișc? Ok.
Am devenit un copil. Trebuie să iau pe aici. Da, clar. Acolo trebuie să iau. Nu pot să sar. Ce copil nu poate să sară? Uite pe tax, uite pe masa. Bine, puțin îmi amintesc. Aici urmează ceva groaznic. Da, bine, la asta nu mă așteptam. Bă, poate nu e atât de creepy pe cât cred eu. Arată ok. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Deschide ușa. Here, try for yourself. Shakes. That's actually not bad. La... Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Clar. Nu e mai prost decât altul. Ce s-a oprit? Iisus Hristos. Ce facem că n-am văzut asta? Da. Bă. Nu-i bine ce se întâmplă. Aoleu, mă. A. Bă, și doar știam că o să vină un câine, dar tot m-am speriat, n-are niciun sens. Hai că nu se mai întâmplă nimic acum, nu? Am dreptate? Un jumpscare pe rând. Te rog frumos. Mă, ce mă face să mă cac pe mine câinele ăla? Bă, dar eu nu văd până acolo, de ce aș deschide... Alea. Bă, dar nu mai știu ce era. Ce se întâmplă aici? Oh, acum. Acum mă amintesc. Hai să luăm pe la maica mea. Nu, no, de asta nu mi-aminteam. Înțeles. Puteai să-mi zici că nu vrei să iau pe acolo și nu o luam. Gen, pe bune. N-arată deloc bine. Păcații. Pot să plec. Lasă-mă să plec. De fapt, cine mă ține aici? Eu am plecat. Ok, nu pot să plec. Ok, partea asta mi-am amintesc. E cam urâtă. A venit cam venea așa, cam aproape și parcă începuse să mă cac pe mine. Nu-mi place ce se întâmplă. E mult prea abstract, ce drept. Faci atât de urât. Și acum ce? What? Ardem flăcări! Nu știu ce a fost asta. Arde, arde și totul mă doare. Hai că n-a fost atât de rău. Se putea și mai rău. De ce am zis asta? Sigur o să se întâmple ceva și mai rău. Iisus Hristoase. Nu știu ce s-a întâmplat. Ce a făcut sunetul? Iede. Trenuleț. Bă, ce se întâmplă cu mousepad-ul meu? Mousepad-ul meu s-a speriat și el și a început să... plece. A, pe aici am venit. Să iau pe aici? Da. Aparent.
Ce-a făcut lagul ăla? Mă gândeam că o să se întâmple ceva groaznic, de aia are lag. Mamă, ce plictisitoare e partea asta, că trebuie să urci 10.000 de etaje. Nu pot. Nu? Ok. Oh, asta trebuie să fac. Ok. Bine. Cum am ajuns iar aici? What? Și pot să iau iar pe aici? Ok, nu mai bate. Da, cred că o să încheiem episodul ăsta aici. Dacă vrei să continui totuși jocul, nu știu câte minute o să fie. Dați un like și răspundeți la cardul ăla de acolo. Gen, dacă mai vrei să continui, da, nu. Bă, nu știu. Poate e puțin interesant, dar nici eu n-am avut ocazia să fiu speriat, să fie mai amuzant. Dar nu știu, poate vreți să continui. Ok, până atunci nu uitați de un like, un share, un subscribe și ne vedem la un nou episod data viitoare.